Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale instalează puncte de reabilitare pentru cetățenii care se află în stradă în orele de vârf. Corturi cu apă vor fi amplasate în municipiul Chișinău, Bolț, ca Hul și Comrat. În capitală vor funcționa 5 puncte de reabilitare în cele 5 sectoare. Punctele de reabilitare vor funcționa pe parcursul zilelor cu temperaturi ridicate în intervalul orelor 12-18. Oamenii se pot adresa pentru a bea apă și a se proteja de soare. În caz de necesitate, salvatorii vor acorda primul ajutor calificat.